Bună ziua, șofer, și bine v-am regăsit! Pentru mașina pe care vă vom prezenta astăzi, trebuie să dăm timpul puțin înapoi, mai exact în anul 1965, atunci când General Motors, mai exact compania Chevrolet, anunța o nouă mașină, un rival pentru Ford Mustang. Un an mai târziu, în anul 1966, cei de la General Motors au anunțat și numele mașinii. Acesta se numea Camaro. Păstra tradiția Chevrolet. Adică toate mașinile începeau cu numele, cu litera C. Corvette, Chevelle, Camaro, Corvair. Bun. Presa de la acea vreme întrebau ce înseamnă cuvântul Camaro și de la ce vine. Și ei, pentru a nu aduce foarte mult în discuție și a explica, au spus pur și simplu, este o mașină mică, dată naibii, care mănâncă pe pâine Ford Mustang. Bun, mai târziu s-a aflat că de fapt Camaro venea de la numele fondatorului companiei, Jean-Louis Chevrolet, care, fiind de origine franceză, însemna camaraderie, adică trebuia să formeze o legătură strânsă între șofer și mașină. Bun, pentru astăzi avem un Camaro, o ediție puțin mai specială, o ediție Transformers, făcută celebră de filmul cu același nume, mai exact personajul Bumblebee. Și avem și un invitat, pe domnul Cătălin. Salut, Cătălin! Salut! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Spune, Cătălin, cum ai achiziționat mașina? Am achiziționat-o din țară și nu știu când a fost adusă, de unde. A fost adusă din state, bănesc, nu? State, că am văzut adusă... care numărul de state. Cum e mașina? Cum e să o, pe drumurile noastre pe aici cu ea? Te înțelegi bine? Da, se comportă bine. Suspensie destul de moale. Bă, că și înalte. Balonul, da, balon mașina foarte mare. Mașina e destul de înaltă, se comportă bine. Da? Ai probleme cu ea? Mă refer la servisare, la... Deocamdată nu. Nu am de foarte mult timp și... Nu știu. N-ai până acum niciun incident neplăcut, da. Cum e cu piesele? Se găsesc ușor? Sunt scumpe? Sunt ieftine? Cum sunt? Parte de mecanică se găsesc, parte de tingerie mai greu. Nu le face oricine, nu se găsește după seria de caroserie, nu se găsește niciun program. Trebuie căutate după seriile de pe piesă, să-ți dea. Am înțeles. Alte... De câte știu, Chevrolet nu importă la noi în țară modelul Camaro. Nu importă, nu sunt făcute pentru Europa. Și de aceea nici seria de caroserie nu ți-o recunoaște niciun program de piese. Am înțeles. Deci tu ai o problemă în achiziționarea piese, nu-l găsești direct de la dealer. Nu le găsești direct, da. Nu poate să ți le aducă nimeni. Da. Cu toate că modelul tău este făcut pentru piața din Europa, dacă te gândești, că e motorul făcut special pentru noi. V6-le, nu? De 3,6 litri este mașina, 36, nu? Da. Cât cai? 320. 320. Stoc. Se simt cei 320 de cai sau crezi tu că ar mai trebui? Dacă ar mai trebui, treceai la motorul de 6200. 6200, da, că... e destul de mare ala și la noi să-l ții e destul de complicat, da. Să ții un astfel de motor. O, este suficient, pentru drumurile, da? Noastre e suficient, să ai 300 de cai. Da, oricum nu prea ai cum să mergi. Unde îi folosești. Corect, mai ales că asta să ne gândim în istoria lor, mașinile astea au fost făcute doar pentru distanțe scurte, pe liniuțe. Drag, da. Rivalul de moarte al lui Ford Mustang. Da. Da. Este... Chiar are cuplu și demaraj puternic. Da? Ca viteză, nu știu, nu am avut unde să-i dau, nici nu am încercat, mai mult de 210-220, nu știu. Am înțeles. Cutia este în 6? Hidramată, 6 trepte. 6 trepte, hidramată. Bun. Puteți merge să facem și o tură cu mașina, să vedem cum se comportă? Hai. Bun, haide. Bun. Spune, Cătălin, înțelegi cu ea, la consum, la... Consum este chiar ok. Raportat cu capacitatea motorului, are undeva la 13%. 13%, nu? În oraș. Chiar este... Da, păi dacă stai să gândești un sedan de la diesel, dacă stai să vorbim așa, cam atâta consumă în oraș. Motor mai mare, 12-13, da. Păi am vorbit de un motor de undeva la 3, cam atâta consumă. Da, poate și mai bine. Da. Ce am observat ciudat puțin la mașină este volanul. Da, e destul de mare, da. Și are construcția lui, vezi, nu prea poți să-l ții de aici. Trebuie să mergi ori așa puțin, ori așa. Nu e ca la o mașină, știi, când faci mâna aici,
și are și forma de gaze. Da. Ce e bine iară pentru că padelele sunt sunt foarte aproape de, știi că unele au puțin mai în spate. Da, nu sunt în zona de la pe volan, da, la îndemână. Da. După că mașina este toată să arate în kilometri acum digital, nu? Kilometri, da. Și pe ceasuri, este în mile, da. Au păstrat exact ceasurile clasice de pe primele modele, dacă se gândește, seamănă puțin cu modelele prime de la Camaro. Da, și este de aici. La fel, sunt puțin asemănătoare, care ne indică ce aici, presiunea în ulei, nu? Da, încărcarea la baterie. Presiunea la ulei, presiunea, temperatura la transmisie. Cutia schimbă atât de lin, nici nu-ți dai... Da, schimbă foarte lin. Da, nu-ți dai seama de... La obicei, la supercaruri sau la mașini sport, muncește. Brusc, da. Muncește și tot timpul au niște sunete ciudate în mașină de la cutie, de la transmisie. Când mergi încet și puțin în oraș. Chiar și în sport schimbă foarte lin, o ține puțin mai turată și o lasă să ducă mai mult în turație. Atât, dar în rest schimbă foarte... Se bruschează mașina în momentul în care bași piciorul foarte tare în ea, cred că bagă, nu știu, dacă ai, să zic că e în a treia, cred că îți bagă a întâia. Direct ca să poți să te duci, atunci o bruschează mai tare. Dacă mergi normal, lin cu ea, nu, nici nu simți că schimbă. Într-adevăr, când bași piciorul mai tare, se simte, schimbă oricum, foarte brusc. Îmi place vederea asta care ți-o oferă așa cu capota bombată în față. Da. E, să știi că vederea, poziția la volan și ca și... Da, e corectă. E corectă, da, și vezi absolut totul. La unele mașini de sport nu vezi nimic în față, nu prea dai seama unde e botul mașinii, cât de lată, aici o vezi perfect. Afli dimensiunile imediat. Sunetul la mașina dacă îi face toți banii. Deci chiar și la viteze mici, cum mergem noi acum, mașina îți aude demențial. Evacuarea este stoc, nu? Nu ai schimbat-o? Da, nu, stoc. Nu dai seama cum se va auzi mașina sau dacă îi vei schimba vreodată evacuare. Cred că s-a auzit prea tare. Și totuși văd că mașina vine cu destul de multe dotări. Știi că de obicei mașinile sport vin cam goale pe dotări, pe care comenzi pe volan, climă, piele. Ai și cruise control? Da. Ai, nu? Da, are, da. Are destul de multe dotări. Mă uit în oglindă, mașina se vede atât de lat în spate. Se vede așa umflată tot. Da, este. Cum reacționează lumea pe șosea când te vede cu asta de mașină? Că bănuiesc că cel puțin copiii... Da, sunt... Cum e? Le place, se uită. Ce zic, o mașină care atrage privire. Am văzut că toată lumea se uită la noi. Da. Pe unde mergem. Bănuiesc că ești din cauza culorii, cred că. Că atrage mult. Și copiii o știu din film. Copiii arătau așa cu deții spre ei. Am făcut o... Ce era aia cunoscută, mai ales istoria lor, dar cu filmul ăsta... Dar ce are... Ai idee? Ceva cu ce are în plus ediția asta specială, limitată Transformers? Are, în afară de badge-urile alea, de insignele pe ea? Doar alea, atâta. Și... Ai idee în câte bucăți a fost făcută mașina? Nu știu exact, apar n-am. Nu știu, nu, câteva sute. Câteva sute, nu? Da. Mă gândeam că trebuie să fie ceva. Cam uscă și pe spate ai... bandul de scrediție limitată. Da, nu sunt multe și nu au modificări prea multe. Cred că doar de design ediția asta, nu? Am înțeles, dar am văzut că și pe scaune scrie și pe... Pe scaune, pe tetieră, pe praguri, la uși. Da, pe praguri. Da, da, da. Oricum, știi că generația asta este generația 5-a de Camaro. A fost primul model de Camaro, ca să spun așa, care a montat suspensie independentă pe spate. Să fie mult mai... Cred că de-aia și mașina absorbe și se comportă în curbe. E puțin mai... Nu e chiar așa ca o mașină sport și stă fixă. E puțin, joacă, nu? Mm-hmm. Bine, nu sunt făcute pentru circuit mașini astea americane, de obicei nu fac mașini pentru circuit. Ei fac mașini pentru linie dreaptă. Da, nu sunt... Exact. Nu, stabilitatea e ca la o mașină normală, nu sport. Da, cu toate că suspensia e oarecum făcută sport, cu toate că e înaltă. Oricum mașina absorbe grop foarte bine. Știi cum e suspensia? Exact cum sunt la mașinile astea făcute cu suspensie de teren. Mașinile mici, dar cu suspensie de teren accidentat. Știi, suspensia e înaltă, dar rigidă. Exact așa este.
Oricum, bănesc că nu ai probleme nici la parcările astea. Cauciucul are muscare balonul foarte mare. E înalt, da. N-ai nicio treabă, nu. E o mașină pentru drumurile noastre. Am văzut că mașina asta are și, și muzică, dar sincer la mașina asta n-ai nevoie de muzică. Muzica te face... Da. Asta face muzica. Când ai chestiunea mașina, cred că asta te-ai îndrăgostit tu de situatul ăsta. Da, și chiar m-am uitat când am ajuns cu ea acasă să văd dacă are modificate tobele, dar rămân surprins, nu sunt. Și eu, ai o mașină stock făcută așa, se audă... Alții se chine și dau cu pancreas. Da, 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 chiar să știi. Și ține cont totuși că vorbim de un V6. Să nu imaginăm cum se aude ăla, de 6-2. 400 de cai. $700 pe 2 ani. Și auzi. Pe la noi gândește că nu mai impozit. Impozit pe ani este atât, da. La o motoră 36 sărei, cred că aveai undeva la cât? 37 de milioane. Mamă. 37 de milioane. Nu mai punem în discuție asigurarea, da? Prima dată cred că și este undeva la 20 de milioane. Și singurul care se cere la noi în România este aerovinetă, nu? Rovinetă de, da. România. Rovinetă, da. Sunt trebuie să ai și puține cunoștințe ca să îți facă, dar așa să te descurci tu singur, să-ți faci n-ai cum. Să îți faci tu asigurare, să-ți iei tu numele, trebuie să ai pe cineva care da, să... Da. Ori să ții legătura cu cel care a adus-o, doar asigurare cetățenie, și să-ți facă el în continuare numerele și asigurarea. Dacă nu, asta e, mă matriculez, mergi cu numerele cât sunt valabile și pe aia să fie nevoie să matriculez, că nu o să poți să mergi așa. Ai... Ai încercat vreodată să faci pentru ce ea construită, gen drag racing? Da, i-am dat, am mers. Și cum se comportă? Trage? Trage, mașina este mare și nu îți dă senzația aia și neavând turbo sau compresor, nu-ți dai seama de putere, ea trage foarte bine. Dar nu ai senzația. Dar dacă era turbo, nu mai aveam sunetul ăsta. Sunetul ăsta nu-l mai aveam, așa frumos. Sigur.